începem făcând un scurt sumar asupra studiului nostru până în acest moment. Așa cum bine știți, suntem într-un studiu în care căutăm să aflăm ce ne învață Biblia despre a fi bărbați, despre a fi femei, după voia lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu. Am privit din Scripturi și am încercat să formulăm o teologie a genului, să vedem, începând cu Geneza 1 și 2, începând cu creația și mergând prin toată Scriptura, am arătat faptul că bărbatul și femeia sunt creați egali, ca și identitate, ca și valoare, ca și persoane, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Am văzut că deși sunt egali din punct de vedere de valoare, din punct de vedere de persoana lor, înaintea lui Dumnezeu, au roluri și au o identitate distinctă, au, așa cum am zis, un ADN distinct. Da? Bărbatul este bărbat cu anumită inclinație, cu anumită personalitate, cu anumite trăsături și nu mă refer doar fizic, mă refer și emoțional și spiritual. Și femeia de asemenea are anumite trăsături, are anumite inclinații, anumite trăsături emoționale, spirituale, intelectuale, care trebuie luate în calcul. Și am dovedit, cred eu, din Sfintele Scripturi, că aceste distinții transcend contextele culturale. Ele au fost intenționate de Dumnezeu să facă parte din identitatea noastră în orice timp, în orice societate, și în niciun fel nu este ceva că acum 2000 de ani bărbații aveau aceste trăsături, dar acum nu le mai au pentru că este o altă cultură. Sau că o femeie ar trebui să aibă anumite trăsături sau anumite înclinații de personalitate acum 2000 de ani, dar acum în societatea noastră nu mai sunt relevante. Am dovedit de fapt că aceste trăsături de parte bărbătească și parte femeiască vor fi și dincolo de moarte, și dincolo de moarte și de înviere. Odată ce vom fi în trupuri glorificate, vom avea totuși această identitate. Nu vom avea aceleași roluri, unele vor sista, nu ne vom mai căsători, nu vom mai face prunci și așa mai departe, dar în cer vom fi bărbați și femei. Ne vom recunoaște unii pe alții și distincțiile acestea elementare, esențiale, care Dumnezeu le-a creat, vor fi păstrate și dincolo de înviere. Ceea ce, din nou, confirmă pentru noi faptul că această identitate de bărbat și de femeie face parte din planul lui Dumnezeu de la creație și în veșnicie. Și am definit împreună apoi, în studiile care au urmat, care este ADN-ul, care sunt trăsăturile emoționale, spirituale, inclinațiile unui bărbat. Și dacă rețineți, am folosit termeni precum autoritate. Da? Bărbatul are o autoritate deosebită, care este dată de la Dumnezeu. Am folosit termeni precum responsabilitate, faptul că această autoritate de la Dumnezeu vine cu o responsabilitate deosebită. Am folosit termeni precum o slujire sacrificială. Și foarte mulți frați și în ziua de astăzi îmi tot spun că e prea de tot. Asta spune Scriptura, da? Și am văzut că lucrurile acestea, dorința de a apăra, dorința de a proteja, dorința de a îngriji, în sensul de a îngriji familia, îngriji femeile care Dumnezeu le-a pus în viața noastră, biserica noastră, lucrurile acestea fac parte din ADN-ul nostru sau ar trebui ca să facă parte. Da? De aceea, un bărbat care poate, de exemplu, să stea și să privească la o femeie cum este abuzată, la o femeie cum este lovită și să nu ia atitudine, nu este bărbat. Pentru că noi, Dumnezeu a pus aceste trăsături, aceste impulsuri. Atunci când un bărbat este în stare ca el să ridice mâna asupra unei femei sau să stea nepăsător, spune, nu mă bag, nu-i treaba mea, acolo este o dovadă a efectului păcatului, a lucrării satanei, a depravării totale care a alterat identitatea aceasta. Dar în noi există acest ADN, sau ar trebui să existe, de a proteja, de a îngriji, de a conduce într-un fel sacrificial și iubitor. Și când am vorbit despre ADN-ul unei femei, am văzut că ea are menirea de a
dezvolta acest cadru în care familia ei, în care ea, copiii ei, să se dezvolte în mod armonios. Ea este responsabilă să facă acest lucru. Ea este un promotor prin care viața este promovată, prin care societatea noastră se dezvoltă, da? Și asta în primul rând prin naștere de prunci, prin creșterea pruncilor, prin dezvoltarea unui cămin armonios. Femeia are un rol deosebit de important, da? Deosebit de important în tot ceea ce înseamnă progresul nostru ca și societate, progresul nostru ca și familii. Și ea trebuie să își îndeplinească această misiune, am văzut, sub autoritatea unor bărbați duhovnicești în acele cadre în care Dumnezeu a plasat-o. În cadrul familiei, sub autoritatea bărbatului, în cadrul bisericii, sub autoritatea unor bărbați duhovnicești care cârmuiesc biserica după cuvântul lui Dumnezeu. Și în aceste cadre, femeia poate ca să-și îndeplinească această misiune dată de Dumnezeu. Am văzut apoi că aceste roluri, aceste distinții, aceste inclinații se manifestă în feluri diferite, în cadre diferite. Am văzut că în familie există un anumit dinamic, o anumită relație între bărbat și femeie și că distincțiile acestea trebuie să fie păstrate acolo, trebuie să fie evidențiate acolo. De asemenea și în biserică am văzut că lucrurile acestea sunt rânduite de Dumnezeu, faptul că femeia nu are dreptul, conform cuvântului Dumnezeu, să dea învățătură în cadrul bisericii, în cadrul congregației, nu are dreptul să slujească în funcția de prezbiter, nu are dreptul să dea învățătură sau să aibă autoritate peste bărbați în cadrul bisericii, dar că totuși este chemată la tot felul de slujiri în cadrul bisericii, în cadrul familiei, în cadrul societății, prin care ea să slujească într-un mod duhovnicesc, într-un mod spiritual. Da? În cadrul bisericii, prin a face ucenicie cu femeile mai tinere sau cu mai puțină experiență, prin a proclama Evanghelia în diverse cadre unde este potrivit. În cadrul bisericii, de exemplu, în a sluji, în slujirea trupească a trupului, în slujirea de diaconie, în care să slujească la nevoile temporale și fizice a bisericii și așa mai departe. Am văzut că Biblia prescrie, recomandă, încurajează, ba mai mult poruncește și femeilor să fie active în viața bisericii, în viața spirituală a bisericii, în viața familiei și nu numai. Și apoi am privit la aceste roluri manifestate în societate și am văzut că și acolo există anumite distincții, dar Biblia nu este la fel de explicită, la fel de prescriptivă în societate, dar există o dispoziție generală a unei femei, a unui bărbat și o femeie și un bărbat, după cuvântul lui Dumnezeu, vor căuta ca și în societate să-și trăiască viețile în așa fel încât să-și îndeplinească menirea lăsată de Dumnezeu. Și am văzut că asta înseamnă că deciziile noastre despre ce carieră avem, despre ce decizii luăm, despre joburile noastre, despre activitățile noastre de zi cu zi, vor trece prin acest filtru. Dacă acele decizii vor sublinia, vor celebra identitatea noastră care Dumnezeu ne-a dat-o de bărbați, de femei, după Scriptură, sau dacă vor nega acele realități. Și trebuie să filtrăm deciziile noastre, să vedem dacă decizia aceasta, dacă jobul acesta care vreau să-l iau, dacă activitatea aceasta în care vreau să mă implic este fidelă ADN-ului meu ca și bărbat sau ca și femeie care Dumnezeu mi l-a dat. Și evident că nu toată lumea este de acord cu noi, nu toată lumea este de acord cu Sfintele Scripturi vis-a-vis de aceste roluri. Sunt chiar mulți creștini care, fie în teorie sau poate doar în practică, deși teoretic ei zic, da, femeia trebuie să fie supusă, bărbatul este capul familiei, în biserică, în familie, practic lucrurile cam scârție. Practic ei nu practică ceea ce pretind că propovăduiesc, dar sunt mulți care în mod direct sunt în opoziție față de această poziție biblică. Și sunt mulți necreștini, evident, de asemenea, care combat această învățătură și motivele pentru ambele tabere sunt diverse.
Poate este vorba despre mediul în care au crescut. Mulți din mediul evanghelic nu au o teologie biblică despre rolul femeii și rolul bărbatului. Au o teologie care vine din tată în fiu, care vine din tradiție. Păi la noi în biserică așa a fost. De când îi femeile stăteau cu partea aia, bărbații stăteau cu partea aia. Da? Și așa e la noi în biserică. Nu știm de ce, dar așa e la noi în biserică. La noi în familie așa a fost. Da? Dacă mama comenta, tata îi dădea un dos de palmă. E supusă biata, ce să facă? Da? Ei n-au o teologie biblică. Ei au o teologie tradițională. Care ei pretind că este biblică sau evanghelică sau ce-ar vrea ea să fie. Da? Un al doilea motiv ar fi pentru că sunt în necunoaștere de Scriptură. Foarte mulți care pretind că ei trăiesc în familie, în Biblie, după Scriptură, săracii nici n-au citit Scriptura. Dar mai puțin să o studieze sau să aibă un studiu amănunțit pe această temă, n-au auzit vreodată o predică sau o expunere, n-au stat să dezbată subiectul vreodată. Ca tare ei au o teologie și o practică, așa, după ureche, da? Ca și un muzicant care cântă după ureche, nu după partitură. Sau poate că este experiența lor personală. Au o teologie a experiențelor și poate că au avut o experiență negativă într-un sens. Au avut o experiență care a tins spre o extremă și ei acum pendulează spre altă extremă. Poate că au avut, de exemplu, un tată abuziv și acum pendulează spre ideea că orice autoritate bărbătească trebuie să fie abuzivă pentru că ei au experimentat autoritate abuzivă. Da? Sau poate au crescut într-o familie în care unul dintre părinți au fost absenți. Cine știe, sunt tot felul de permutații și oamenii experimentează lucrurile acestea de-a lungul vieții și își formează niște principii, își formează o filosofie de viață și apoi caută să o implementeze acolo unde se află ei, în biserica lor, în grupurile lor și așa mai departe, fără să se consulte cu Scriptura. Da? Oricare ar fi, sunt anumite obiecții care vin din aceste motive și din altele și care atacă învățătura despre distinția acestor roluri și mai ales despre această distinție între bărbați și femeie ca și autoritate și supunere, ca și cel care dă învățătură și cea care trebuie să fie învățată în tăcere, de exemplu în cadrul bisericii, aceste roluri complementare, da? Această teologie a genului biblic este una complementară. Și partea opusă este una care caută o egalitate totală, o egalitate care spune nu numai că suntem egali în persoanele noastre, în valoarea noastră înainte lui Dumnezeu, dar trebuie să fim egali și în rolurile noastre. Nu trebuie să fie distinție între bărbați și femeie, nu trebuie să fie distinție în familie, nu, cei doi sunt parteneri egali, au cuvânt egal, trebuie totul să decidă împreună, da? Am auzit și predici la nunți despre asemenea tâmpenii. Nu este adevărat. Da? Bărbatul este capul în familie. El este preot în familie. El are o responsabilitate mai mare în familie. Asta nu înseamnă că este un bădăran. Asta nu înseamnă că femeia nu are un rol foarte important. Dar până la urmă, bărbatul trebuie să-și asume. Dacă femeia, de exemplu, vine și spune, uite, votăm astăzi. Mergem sau nu mergem la biserică? Suntem egale, avem două voturi, poate implicăm și pe copii ca să vadă ce e procesul democratic. Bărbatul spune, nu! Eu sunt capul familiei, toată lumea îmbrăcată la biserică. Păi, dar stai un pic, dar cum e cu cuvântul meu? N-ai niciun cuvânt din punctul ăsta de vedere. Simplu, da? Și totuși în ziua de astăzi se vehiculează, chiar în biserici evanghelice, o teologie a egalității absolute, absolute, probabil din experiențele neplăcute a surorilor în generațiile trecute, care au fost bărbați cu mână de fier, care au condus familii neduhovnicește, și acum, femeile care influențează, cum știu ele mai bine, predicatorii, au pendulat teologia evanghelică spre una care, din păcate, în multe locuri aproape divinizează femeia. Da? Femeia este darul lui Dumnezeu omenirii. Și într-un fel este. A fost darul lui Dumnezeu pentru Adam. Bun, în această seară vrem să privim la câteva obiecții față de înțelesul biblic a genului și a rolurilor a femeii și a bărbatului. Și ne vom uita la două feluri de obiecții. Ne vom uita la obiecții asupra interpretării biblice, atacuri care se fac bazate pe texte biblice. Da? La fel ca și Satana, mulți creștini încearcă să răstălmăcească Scripturile și așa cum zice Petru, cei nestatornici, neînvățați, răstălmăcesc Scripturile spre pierzarea lor. Și să ne uităm și la niște obiecții generale care vin din partea culturii,
din partea societății în care trăim, care din ce în ce mai mult tinde spre relativismul acesta absolut, da? În care nu mai există deloc gen. În Statele Unite și în alte locuri deja sunt locuri în care se dau legi care fac ilegal ca să spui că există doar două genuri, bărbat și femeie. Există un spectru a genului, da? În Europa, de asemenea, în multe locuri se dau asemenea legi. Tu nu poți ca să spui copilului că el este o fetiță sau un băiat. Tu trebuie să-l întrebi. Dacă nu, cumva el asta se simte pe invers, da? Ceea ce este aberant. Și societatea din ce în ce mai mult este extrem de vocală acum cu mișcarea aceasta LGBTQ, Z, X, Y, încât începe ca să infiltreze, din păcate, filosofia aceasta și în cadrul bisericilor și trebuie să fim foarte atenți la acest lucru. Bun, câteva obiecții și câteva răspunsuri și voi încerca să las loc după fiecare, dacă sunt întrebări sau putem să lăsăm la final, depinde cum doriți, dacă doriți să notați întrebările. Bun, deschideți cu mine la Efeseni 5, primul atac care se încearcă asupra acestei teologii biblice este o răstălmăcire din Efeseni 5 cu versetul 21, în care Apostolul Pavel, în cadrul unui pasaj mai larg pe această temă, spune în felul următor: supuneți-vă unii altora în frică de Hristos. Și argumentul este că acest verset, care prescrie o supunere reciprocă, ar desființa rolurile distincte între femei și bărbați și mai ales supunerea unidirecțională a femeii față de bărbat. Da? Pentru că Apostolul Pavel, ăsta este argumentul, spune: supuneți-vă unii altora în mod reciproc, în mod egal, în frică de Hristos. Da? Și am auzit și eu, cum ziceam, mai ales la nunți, pentru că ăsta este pasajul favorit la nunți din Efeseni 5, tot felul de aberații din acest text. Da? Într-adevăr, Biblia ne învață să ne supunem reciproc ca și creștini și ne învață ca să avem o atitudine, o dispoziție de supunere, de respect, de considerare reciprocă. Ne învață să ne considerăm unii pe alții mai presus decât celălalt. Da? Există o asemenea poruncă și este prezent și în Efeseni 5 cu 21. În Filipeni 2 cu 3, de exemplu, spune: nu faceți nimic dintr-o ambiție egoistă, nici din îngânfare, ci în smerenie considerați pe alții mai presus decât voi înșivă. În Roman 12 cu 10 spune: iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, luați-vă la întrecere în ce privește respectul pe care vi-l acordați reciproc. Există o realitate de supunere, de iubire, de slujire reciprocă, care trebuie ca să caracterizeze un om duhovnicesc, un om care trăiește într-o comunitate de creștini. Dar nicăieri în Biblie nu ne învață că acest respect reciproc, această căutare de a sluji unii pe alții, ar nega în vreun fel distincțiile de rol în diversele contexte despre care Biblia vorbește. Haideți să privim puțin la contextul pasajului din Efeseni, care face lucrul acesta evident. Trebuie realmente, ca să o tragi de urechi foarte tare, să încerci să răstălmăcești total cuvintele Apostolului Pavel, ca să folosești acest verset pentru a întocmi acest argument. Versetul 21, dacă vă uitați cu atenție, este o introducere pe tema supunerii și este enunțat un principiu general, și anume: trebuie să fie o dispoziție de supunere reciprocă între creștini. Trebuie să fie o dorință de slujire reciprocă. Eu nu trebuie să caut. Despre oricine ar fi vorba, eu nu trebuie să caut în orice rol, ca și un bărbat duhovnicesc, în primul rând interesul meu. Da? Ca și păstor trebuie să caut interesul dumneavoastră în primul rând. Ca și tată trebuie să caut interesul familiei. Ca și soț trebuie mai întâi să caut să-mi slujesc nevasta. Ăsta este principiul general și este păcat că în unele traduceri, de exemplu, acest verset cumva este pus și rupt înainte de versetul 22 și după aia este pus un titlu încă între ele, de parcă versetul 21 ar fi sfârșitul unui pasaj și acum începe un alt pasaj. De fapt, acesta este titlul Apostolului Pavel.
Apostolul Pavel urmează să aibă o secțiune lungă despre supunere, despre rolurile distincte în supunere și titlul lui este versetul 21, antetul lui, da? Trebuie să existe o supunere reciprocă, o atitudine de supunere, o atitudine de slujire. Apoi urmează, cum ziceam, trei categorii care sunt expuse de Apostolul Pavel, care arată necesitatea supunerii în diverse contexte. În primul rând arată că soțiile trebuie să fie supuse față de soții lor. Capitolul 5, la 22, la 33. Apoi argumentează și spune și poruncește că copiii trebuie să fie supuși față de părinții lor. De la capitolul 6, de la versetul 1 la 4. Apoi că robii, sclavii, trebuie să fie supuși față de stăpânii lor. Deci avem o teză generală, un titlu general și avem după aia trei contexte în care se argumentează pentru nevoia supunerii. Observați un lucru foarte important. Principiul acesta general este apoi aplicat în trei cadre diferite și în fiecare cadru supunerea cerută este unidirecțională. Da? Pavel nu spune soților, fiți și voi supuși soțiilor. Pavel nu spune părinților, aveți grijă și voi să fiți supuși față de copiii voștri. Pavel nu spune stăpânilor, aveți grijă să fiți supuși și voi față de robii voștri. Dacă asta ar fi teza lui, dacă asta ar fi scopul lui, da? În versetul 21, Pavel vrea să dovedească că fiecare în orice cadru trebuie să fie supus reciproc. Aceste trei exemple date aici de Apostolul Pavel sunt foarte eronate, foarte greșite. Da? Imaginați-vă pentru un moment că dacă ăsta ar fi înțelesul, exemplele astea ar fi imposibile de aplicat în realitate. Imaginați-vă o familie în care părinții ar trebui, prin poruncă biblică, să fie supuși față de copiilor. Cum ar arăta acea familie? Te trezești duminică dimineața, îi spui la copil că mergeți la biserică și copilul zice, nu vreau! Dragă, a zis Pavel în Efeseni 5, zice soția, trebuie să fii supus față de copil, da? Ar fi absurd. Imaginați-vă în cadrul unei firme, da? Șeful spune, uite, trebuie de la ora cutare la ora cutare să mergem acolo să rezolvăm problema aia. Și angajații ar spune, eu nu vreau, eu vreau să mă duc la pescuit. Da, îmi spune Apostolul Pavel ca și șef, eu trebuie să fiu supus față de angajații mei. Nu ar funcționa. Societatea noastră s-ar destrăma. Dar nu asta este învățătura biblică și nu asta este învățătura Apostolul Pavel. Apostolul Pavel spune că oricine, orice creștin, fie bărbat, fie femeie, fie sclav, fie liber, fie orice ar fi el, trebuie să aibă o dispoziție de supunere, în primul rând față de Hristos, în primul rând față de Dumnezeu. N-ar trebui, altfel spus, să ne fie greu să ne supunem. N-ar trebui să ne fie greu să ne supunem când soțul spune unei soții care este dorința lui după Scriptură. N-ar trebui să fie greu pentru un angajat ca să facă pe placul șefului său atunci când șeful spune, uite, asta avem nevoie să realizăm. El ar trebui să aibă o dispoziție de supunere, de ascultare, dacă este cu adevărat credincios. Și de fapt asta ne învață Apostolul Pavel prin acest pasaj elaborat despre supunere. Începe cu o dispoziție generală a unui creștin care este una de supunere, de slujire, de servirea celuilalt. Și acest principiu apoi ne-l arată Apostolul Pavel că trebuie să fie trăit, evidențiat în diverse contexte care Dumnezeu le-a lăsat, pentru că Dumnezeu așa le-a lăsat. El a lăsat ca să fie șef și angajați, el a lăsat ca să fie soț și soție, el a lăsat ca să fie păstori și turmă, el a lăsat ca să fie guvernanți și cetățeni. Principiul biblic este că autoritatea și ascultarea sunt lăsate de la Dumnezeu. Noi trebuie să căutăm ca să împlinim aceste tipare și nu să dărâmăm aceste tipare. Ca atare, încercarea de a folosi Efeseni 5 cu 21, de parcă Pavel, prin acest verset, ar desfința tot ceea ce a învățat aici în alte locuri, este total aberant. Și nu poate fi argumentată niciun fel din contextul acestui text. Un alt argument. Deschis la 1 Timotei 2 cu 12, în care Apostolul Pavel vizează problema învățăturii unei femei. Nu dau voie femeii să învețe,
sau să exercite autoritatea asupra bărbatului, ci să stea în tăcere, da? Și vin două mari obiecții din tabăra cealaltă, din tabăra celor care cred într-o egalitate absolută, fără distinții. Și acestea sunt, prima este că este vorba de slujba de învățător, adică de prezbiter, de păstor, de predicator, și nu de a da învățătură în biserică. Da? Deci prima obiecție este că o femeie poate da învățătură în biserică, doar nu poate fi păstor. Asta vrea, de fapt, Apostolul Pavel să spună. Și argumentul de obicei spune în felul următor: Pavel, da, într-adevăr, nu dorește ca femeia ca să fie prezbiter, să aibă funcția de păstor, dar cu acordul bisericii, cu acordul prezbiterilor, ea poate să dea învățătură, ea poate să predice și așa mai departe. Și valul acesta a venit deja și peste România, deja avem femei care se consideră păstorițe și din ce în ce mai mult avem tot felul de conferințe și în România pentru femei, pentru femei și bărbați, la care femeile mai au și ele ceva de spus, și din ce în ce mai mult va fi o normă și în cadrul evanghelic din România. Și nu vreau să prorocesc, dar nu cred că vor trece decenii până când și în cultele evanghelice vom avea păstorițe, mai ales dacă legea se va schimba în România și discriminarea aceasta va deveni ilegală, discriminare între ghilimele. Și argumentul acesta este, aici, dar într-adevăr Pavel poate că vizează problema păstorilor, dar aici este vorba de învățători și nu de învățătură. Ea poate da învățătură, dar nu poate fi un învățător, da? Și al doilea argument, a doua obiecție este că aici este o prescripție care este dependentă cultural. Adică este validă în Efes acum 2000 de ani, la acea vreme, dar nu mai se aplică astăzi. Este cumva un sfat în cadrul lui Timotei, dar nu este ceva general care trebuie să fie păstrat pentru totdeauna. Haideți să răspundem la fiecare și vom răspunde la fel uitându-ne la context. Da? În primul rând că contextul în care ne aflăm în capitolul 2 tratează închinarea și nu funcțiile în biserică. Capitolul 2 tratează închinarea în biserică, iar în capitolul 3 se tratează slujirea și funcțiile din biserică. Da? De la versetul 9 la 11, Apostolul Pavel ne face un sumar al caracterului duhovnicesc a unei femei, iar apoi merge înainte și ne arată cum participă femeia duhovnicească în închinarea bisericii. Și el spune în felul următor: ea învață în tăcere, cu toată supunerea, da? Deci face ceva, ea învață. Femeia care crede, am mai spus asta, care crede că și-a îndeplinit misiunea în închinare pentru că a fost prezentă și a tăcut doar, nu și-a îndeplinit mandatul biblic. Mandatul biblic este să înveți în tăcere. Să pleci de aici și să spui: a, acum după prelegerea asta de o oră, eu am o teologie biblică despre rolul femeii. Dacă mă întreabă cineva ce cred eu despre rolul meu ca și femeie în biserică, în familie, în societate, eu pot să argumentez din Scriptură. Nu ca să zici: păi, eu nu știu, eu nu am tăcut pe acolo. Nu, este să iei notițe, este să întrebi pe bărbat acasă, este să întrebi pe fratele păstor după predică, este ca să fii activă intelectual vorbind, spiritual vorbind, în închinarea, în întâlnirile bisericii. Prea multe femei sunt tăcute și absente în cadrul bisericii. Mai bine ar sta ca și s-ar odihni. Oricum nu fac nimic în biserică. Nu gândesc, nu își pun întrebări în mintea lor, nu iau notițe, nu interacționează cu ce, în tăcere, da? Cu ceea ce se spune, nu sunt interesate de ceea ce se spune. Da? Sunt total absente. Și asta nu este o împlinire a poruncii Scripturii. Porunca este ca în tăcere să învețe femeia, să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Da? Pentru că cum va fi ea un pilon principal în zidirea familiei și în zidirea societății dacă ea nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Da? Deci, în prima parte, caracterul unei femei. A doua parte este participarea ei, care constă în învățătura, în tăcere și supunere. Și a doua precizare este: nu are voie o femeie să învețe sau să exercite autoritate. Aceste două sunt cumva în paralel. Adică a învăța public este o exercitare de autoritate. Să fie foarte clar, da? Dacă fratele Cristi la șop ține o ședință
și zice, hei, Cutărescu, explică-le tu cum să facă nu știu ce proceduri. În momentul ăla, el a delegat o autoritate la angajatul respectiv. El are acum autoritate să le explice acelor angajați cum să-și facă jobul și ei sunt responsabili ca să asculte. În momentul în care un păstor, un presbiter, un comitet, o biserică sau cine o fi ei, zice, sora cutare, urcă tu la amvon și explică-le fraților cum să-și trăiască viața după Biblie, i s-a dat, i se conferă o autoritate care Biblia spune că este de neacceptat. Da? Nu are voie o femeie să învețe sau să exercite autoritate asupra bărbatului, ci să stea în tăcere. Ați observat că tăcere se repete. E foarte multă tăcere cerută de la surori. Contextul, cum ziceam, face evident că aici este vorba despre activitatea, despre comportamentul ei în închinare. Asta se cere de la femeie în închinare. Nu este vorba doar despre funcția ei în biserică. Apostolul Pavel nu vrea să spună că nu îi permit unei femei ca să fie presbiter, dar poate să fie activ în a da învățătură. Nu. Ci atunci când se închină, asta trebuie să fie dispoziția ei și asta trebuie să fie comportamentul ei. Da? Apropo, avea rolul, cum am zis, de a da învățătură, mai ales de a da învățătură în mod constant bisericii, fără a avea titlu de presbiter sau de predicator. Sunt foarte mulți care în felul ăsta încearcă să eschiveze. Este o distinție fără vreo diferență. În mod real, dacă dai învățătură constantă, cu autoritate, în fața bisericii și biserica consideră că ea trebuie să te asculte, ești un presbiter al acelei biserici. Că-ți place, că nu-ți place, da? Fratele Andrei face ochii mari. Asta a fost pentru el, o spun, este cu subiect și predicat. În momentul în care îți asumi de a da învățătură, ca și femeie, ca și bărbat, da? Și îți asumi de a avea rolul acesta în mod constant, îți asumi responsabilitățile, funcția unui presbiter. De aceea, pentru o femeie este de neadmis lucrul acesta. Da? În al doilea rând, să privim a doua obiecție. Și anume că aici ar fi vorba doar de contextul lui Timotei la Efes, acum 2000 de ani. Nu este adevărat, pentru că argumentul pe care pe care se zidește această poruncă de la Pavel este transculturală. Ascultați, în versetul 13. Căci Adam a fost întocmit mai întâi, apoi Eva. Și nu Adam a fost înșelat, ci femeia a fost înșelată și a căzut în neascultare. Pavel face apel aici la ordinea creației. Dacă ar fi vrut să facă un argument care să fie contextual pentru cultura, pentru vremea în care s-a aflat Timotei, cu siguranță acest argument este extrem de nepotrivit. Cu siguranță Pavel putea să găsească un alt argument. Dar Pavel merge înapoi la momentul creației și la momentul căderii ca să argumenteze așa cum noi am văzut că femeia trebuie să fie supusă pentru că așa a intenționat Dumnezeu de la început. Nu este ceva contextual, nu este ceva cultural, da? Bun, poate atunci femeia totuși să dea învățătură? Da, dar nu în biserică. Nu în felul acesta de a avea autoritate peste bărbați, nu în întâlnirile congregației. Biblia peste tot ne arată că femeia este activă în a da învățătură, în familia ei, cu alte femei din biserică, da? Și în tot felul de alte contexte, femeia trebuie să fie activă în a da învățătură, în a spune adevărul biblic despre Hristos, în a mărturisi Evanghelia, și a învăța copiii și așa mai departe, da? Dar în biserică, nu este permis ca o femeie să facă lucrul acesta. Galateni 3:28 este un alt text răstălmăcit în care Apostolul Pavel spune nu este nici iudeu, nici grec, nici sclav, nici om liber, nici bărbat, nici femeie, pentru că voi toți sunteți una în Hristos Iisus. Și aceeași răstălmăcire să încearcă cu acest text, încercând să se elimine distincțiile între sexe prin această afirmație. Primul rând, trebuie să spunem că acest text, într-adevăr, elimină distincții între femei și bărbat, între iudei și sclav, între iudei și grec, între sclav și liber, da? Într-adevăr, există o eliminare a unei distincții. Dar în ce context și în ce sens se elimină o distincție?
Pavel vorbește aici foarte clar despre mântuirea noastră. Toți suntem una în Hristos Iisus, adică toți suntem mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Toți suntem răscumpărați și suntem incorporați în trupul Domnului Iisus Hristos. Ca atare, nu mai contează din punctul acesta de vedere al mântuirii, dacă ești femeie sau bărbat, dacă ești iudeu sau grec, dacă ești sclav sau liber. Pavel în niciun caz nu este un schizofrenic să afirme că nu mai există vreo distinție între bărbați și femei sau între iudei sau grec și apoi să vorbească în mod distinct bărbaților și femeilor. Da? Să zică, nu mai este bărbați și femeie, bărbaților vreau asta de la voi, femeilor vreau asta de la voi. Nu mai este iudeu sau grec și să vorbească distinct la iudeu sau la grec sau la sclav și la liber. Sunt texte care vizează fiecare categorie în mod specific. Dacă apostolul Pavel ar vrea ca să zică aceste distinții nu mai există, ar fi un schizofrenic ca după aia să dea porunci la aceste categorii de oameni. Gândiți-vă de asemenea la contextul, la contextul lărgit al cărții Galateni. Iudeii care încercau să convingă pe cei convertiți dintre neamuri că este nevoie practic să devină iudei dacă vor ca să fie mântuiți. Este nevoie ca să fie tăiați împrejur. Este în răspuns la această problemă a iudeilor veniți și zice, dacă vreți ca să fiți mântuiți, trebuie să deveniți ca noi. Apostolul Pavel vine și dă acest răspuns. Nu! Mântuirea nu e în a fi iudeu. Mântuirea nu ține de etnia ta, nu ține de rasa ta, nu ține de statusul tău social, nu ține de sexul tău. Mântuirea ține de poziția ta în Hristos. Și atât. Și ăsta este argumentul Apostolului Pavel și contextul și imediat și larg face clar lucrul acesta. 4. În Fapte 18, de la 24 la 26, avem acel eveniment cu Apollo. Textul spune în felul următor. Un iudeu pe nume Apollo, de neam din Alexandria, care era un vorbitor elocvent și un bun cunoscător al Scripturii, a venit în Efes. El era instruit în ce privește calea Domnului, vorbea cu un duh înfocat și dădea învățătură cu precizie despre lucrurile privitoare la Iisus. Deși cunoștea numai botezul lui Ioan, a început să vorbească cu îndrăzneală în sinagogă, iar când Priscila și Aquila l-au auzit, l-au luat acasă și i-au explicat și mai amănunțit calea lui Dumnezeu. Și argumentul vă puteți imagina, uitați, Priscila îl învață pe Apollo, e clar că femeile pot da învățătură bărbaților, da? Este clar. Priscila participă la învățătura dată lui Apollo. Deci, argumentul ar merge, prin urmare, în biserica primară nu se practica vreo distinție sau vreo restricție pentru femei în a da învățătură bărbaților. Cam așa ar suna argumentul din acest text. Câteva observații. Observați ce spune textul. Când Priscila și Aquila l-au auzit, l-au luat acasă și i-au explicat și mai amănunțit calea lui Dumnezeu. Prima întrebare, cine l-a luat acasă? Textul ne spune că Priscila și Aquila. Să fiți convinși, Priscila nu era suficient de emancipată să-l ia singură acasă, da? Pe Apollo. Apollo, hai că lăsăm pe soțul meu aici, noi mergem la o cafea acasă să discutăm teologie. Nici vorbă de așa ceva, da? Ci împreună l-au luat acasă, da? Ca atare, mergem la următoarea întrebare. Cine l-a învățat? Priscila și Aquila l-au învățat. Prima observație este că Priscila n-a făcut acest lucru de una singură. Da? N-a făcut lucrul acesta de una singură. Al doilea lucru trebuie să vedem unde s-a petrecut, cum ziceam, acest lucru. Această învățătură dată lui Apollo. Și textul ne spune că l-au luat acasă. Deci acasă la ei, în privat și nu în biserică s-a întâmplat această învățătură dată. Feminiștii care pictează această scenă de parcă s-ar fi urcat Priscila la amvon să-l contrazică, să-l corecteze pe Apollo, este aberantă. Nu s-a întâmplat așa ceva. Ce s-a întâmplat este că acești doi creștini, după cuvântarea lui Apollo, au mers la el și au spus, frate, uite, vedem că ai multă râvdă și vedem că ai și multă cunoaștere, dar te-am invitat la noi acasă să mai povestim un pic. Poate sunt niște lucruri care am putea să împărtășim cu tine. N-a mers ea la amvon și să spună, a, frumos discurs Apollo, dar eu sunt mai duhovnicească ca tine, hai să vă explic eu, oameni buni din sinagogă, niște lucruri. În niciun caz nu s-a întâmplat acest lucru. Evident,
Da? Și în cadrul nostru, când un soț și o soție credincioasă discută teme biblice cu alții, soția nu va sta în tăcere totală, în sensul că nu va contribui nimic, deși va avea o dispoziție de supunere. Va da prioritate soțului ei, va căuta să asculte de învățătura dată de bărbații competenți de acolo și nu va încerca să se afirme ea peste ei, dar va contribui și ea, își va spune părerea, își va da contribuția, își va aduce aportul, da? Evident că în vorbirea ei trebuie să se regăsească adevărul biblic, din care alții, inclusiv eu, inclusiv tu, s-ar putea să înveți ceva. Și acest lucru este biblic și este de dorit. Că atunci când stăm la masă cu soțiile noastre, atunci când ieșim la o iarbă verde cu surorile din biserică și cu frații din biserică, femeile din biserica noastră să spună lucruri duhovnicești, să spună lucruri din Scriptură și noi să fim zidiți prin asta. Și nu este niciun păcat. Însă a face un salt de la acea experiență, da? De la pasajul acesta descriptiv despre ce au făcut acești oameni vis-a-vis de Apollo și a merge și a spune că pentru că avem un pasaj în care o femeie și un bărbat îl instruiesc pe Apollo acasă, înseamnă că femeile pot ca să fie prezbiteri sau predicatori în biserică, necesită un salt în logică și în interpretare biblică absolut aberant. Da? Absolut aberant. A face așa ceva este lipsit de orice logică sau de orice bază scripturală. 5. Un argument sună ceva de genul. Ce facem cu excepțiile la această regulă care le găsim în Scriptură? Una dintre ele ar fi aceasta, o răstălmăcire a textului, cum ar fi din Faptele Apostolilor, să încercăm să arătăm, să evidențiem ceva ce de fapt n-a fost acolo. Dar sunt și altele și cred că cam toate cad sub zicala că excepția întărește regula. Cel mai frontal caz biblic este Debora. Debora care a fost o prorociță și un judecător în poporul lui Dumnezeu. Judecător 4:4 ne spune că pe vremea aceea judecătorul în Israel era Debora, prorocița, nevasta lui Lapidot. Câteva observații care cred că clarifică pentru noi această excepție și dacă citiți și alte așa zise excepții, cred că ele devin evidente. În primul rând, pasajul acesta este vorba de un pasaj narrativ, un pasaj descriptiv, un pasaj a unei istorii care se descrie, care ne arată ce s-a întâmplat, ne arată ce a fost. Nu ne arată legea lui Dumnezeu referitor la acest aspect, nu ne arată intenția lui Dumnezeu, nu ne arată idealul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu spune în judecător 4, eu vreau ca prorocițele, judecătorii, conducătorii poporului să fie femei. Nu. Și este realmente o secvență din istoria poporului excepțională care este înregistrată aici. La doilea rând, dacă citiți cu atenție, Debora este prezentat ca și un personaj folosit de Dumnezeu ca o condamnare asupra poporului Israel. Prin simplu fapt că ea a fost pusă judecător să transmite un mesaj. În sensul că în Vechiul Testament, faptul că o femeie este pusă în această poziție, comunică o condamnare a lui Dumnezeu peste poporul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, ideea de o femeie sau de un copil, ca și conducător, era sinonim cu o stare de blestem. De exemplu, Isaia, în capitolul 3, versetul 12, spune, adică revelează la Dumnezeu în felul următor, copiii îmi asupresc poporul, iar femeile îl stăpânesc. Ideea de femeie în conducerea, în cărmuirea poporului era un mesaj de judecată din partea lui Dumnezeu. Lucrul acesta este evident și pur și simplu privind la pasajul din judecător care o vizează pe Debora. Este evident acest lucru. Nu trebuie ca să importăm din alte locuri în Vechiul Testament. Capitolul 4 începe în felul următor. Copiii lui Israel iarăși au făcut ce nu place lui Dumnezeu. După moartea lui Ehud și Domnul i-a vândut în mâinile lui Labin, împăratul Canaanului, care domnea la Hațor. Căpătenia oștiei lui era Sisera și locuia în Haroșet. Copiii lui Israel au strigat către Domnul căci Labin avea 900 de care de fier și 20 de ani apăsau cu putere pe copiii lui Israel. Pe vremea aceea, deci vedeți în ce context ne aflăm, capitolul începe în felul următor. Copiii lui Israel iarăși și-au făcut de cap.
Asta este tiparul cărții judecători. Este o serie de gafe a poporului Israel și o serie de rectificări prin judecători. Da? Copiii lui Israel, iarăși neascultători, și pe vremea aceea, pe vremea neascultării lor, judecător în Israel era Debora. Bun. Întrebarea este dacă este într-adevăr ceva semnificație specială prin faptul că era femeie sau noi importăm conceptul acesta. Dacă continuăm, vedem că chiar Debora depune această mărturie despre rolul ei. Ea a trimis să cheme pe Barak, fiul lui Abinoam, din Kedesh, și i-a zis: iată porunca pe care a dat-o Domnul Dumnezeului Israel. Du-te, îndreaptă-te spre muntele Toborului și ia cu tine 10.000 de oameni din copiii lui Neftali și din copiii lui Zabulon. Voi trage spre tine la părâul Chishon pe Sisera, căpetenia oștirii lui Labin, împreună cu carele și oștiile lui, și îl voi da în mâinile tale. Deci asta este revelația lui Dumnezeu că acest Barak ar trebui să facă acest lucru. Și Barak răspunde. Barak i-a zis: dacă vii tu cu mine, mă voi duce. Dar dacă nu vii cu mine, nu mă voi duce. Deci, bărbatul acesta spune: eu nu mă duc fără tine. Dacă tu nu vii tu, femeie, cu mine, eu nu mă duc ca să îndeplinesc misiunea aceasta dată de la Dumnezeu. Ea îi răspunde. Și acum cheia pentru înțelegerea corectă. Voi merge cu tine, dar nu vei avea slavă în calea pe care mergi, căci Domnul va da pe Sisera în mâinile unei femei. Ce spune Debora? Mă duc cu tine, lașule. Da? Tu ai fost poruncit de la Dumnezeu să faci lucrul acesta. Și tu îmi ceri mie o femeie ca să vin și să fac asta cu tine? Și Debora depune mărturie că faptul că ea trebuie să facă lucrurile acestea este o condamnare asupra bărbaților din Israel care sunt incapabili, care au deviat de la voia lui Dumnezeu și nu sunt capabili să guverneze, nu sunt capabili să îndeplinească misiunile care le dă Dumnezeu. Rolul ei este să sublinieze o cara iudeilor. Nu este o inserție a noastră, nu este o invenție a noastră, este mărturia lui Debora prin text. Că asta este scopul lui Dumnezeu prin ea, de a umili pe bărbații poporului Israel care s-au depărtat de ascultarea de Dumnezeu. Întrebări. Că nu cred că mai avem timp să continuăm. Cu restul argumentelor mai sunt vreo 4. Întrebări până în acest punct. Bun. Hai să aducem mai poate încă unul sau doi și încheiem. Sunt câteva argumente care vin nu din partea interpretării sau răstălmăcirii biblice, ci din partea societății. Un argument foarte comun este că această învățătură despre conducerea doar prin bărbat, despre faptul că bărbatul are autoritate specială, va duce la abuzuri din partea bărbaților. Important este ca să reținem că am făcut o distinție foarte clară și vreau să mai fac încă o dată și să fiu cât se poate de clar. Poziția biblică, complementară, nu are nicio legătură cu poziția patriarhală, cu valorile tradiționale, cu valorile macho, cu valorile a unui bărbat care dă cu pumnul în masă și așa mai departe. Sunt două lucruri total distincte. Da? Acestea sunt caricaturi a ce înseamnă să fii bărbat și ce am discutat noi este total altceva. Modelul biblic, cum am văzut, cheamă pe bărbat să fie slujitori, conducător sacrificial. Feedback-ul numărul 1 din partea bărbaților a fost: misiunea asta este prea grea. Este prea greu. Fratele Cristi zicea: prea mult sacrificiu, frate, prea mult sacrificiu. Numai să te sacrificăm, da? Deci în niciun caz Biblia nu ne cheamă la caricaturile acestea despre care vorbește societatea. În altă ordine de idei, trebuie să subliniem că Biblia nicăieri nu încurajează sau îngăduie abuzul de orice fel. Da? Nu verbal, nu emoțional, nu fizic. Asemenea comportament trebuie vehement combătut de biserică și de societate. Și biserica trebuie să fie activă în a proteja femeile din cadrul nostru, din cadrul bisericii noastre, din cadrul societății noastre, de la orice fel de abuz din partea vreunui bărbat. Da? Vehement activ în așa ceva, fizic activ în așa ceva dacă este nevoie. Dar nu numai, știi, fratele o bate pe sora, noi o să ne rugăm pentru ea. Nu. Noi o să-i facem o vizită pastorală cu încă niște frați care sunt experți în domeniul ăsta de disciplinări fizice. Să fie foarte clar, Biblia nu îngăduie așa ceva. Biblia nu îngăduie așa ceva, noi nu vom îngădui așa ceva. De fapt, este doar în cadrul acesta, cu adevărat creștin, în care egalitatea ei, a femeii, este respectată,
dar și distinția rolului este apreciată. Specificul ei ca și femeie este afirmată și femeia poate fi cu adevărat îndeplinită pentru că poate fi femeie. Nu este obligată să se transforme în altceva. Nu este obligată să se comporte ca și un bărbat sau să aibă prioritățile unui bărbat. Este protejată, este iubită, este afirmată pentru ceea ce Dumnezeu a făcut-o. Este doar în acest context și doar în această filosofie a genului și această teologie a genului unde femeia poate fi cu adevărat împlinită. Ca tare, caricaturile societății despre faptul că învățătura biblică ar duce la abuz este fals. Este depărtarea de la învățătura biblică. Este pervertirea învățăturii biblice care duce la abuzuri. Să nu mai vorbim că lucrurile au ajuns așa de grave că sunt bărbați bătuți de femei. Deci am ajuns într-un hal. 7. Un alt argument este unul care spune ceva de genul. Frate păstor, dar dacă Dumnezeu cheamă pe o femeie să slujească ca și păstor sau ca și predicator, cum poți tu să-ți permiți să interziți așa ceva dacă ea are o chemare specială la o asemenea slujire? Eu cu fratele Andrei am fost la o conferință în Hamburg și la sfârșitul conferinței fiecare seară erau niște întâlniri în care se puneau întrebări și răspunsuri. Și una dintre tinere prezente acolo a explicat păstorilor de acolo că ea simte o chemare specială de a predica cuvântul lui Dumnezeu. Și a înțelege ce-o zis ei despre faptul că bărbatul este chemat să facă asta, dar ea e chemată special de Dumnezeu ca să facă lucrul acesta. Ce facem cu un asemenea caz? Ce facem este foarte simplu. În dragoste răspundem biblic. Și anume că premiza de la care pornește o asemenea persoană este total greșită. Pentru că Biblia ne arată că Dumnezeu nu cheamă la asemenea slujire decât un bărbat. Ceea ce o asemenea femeie comunică nu poate fi adevărat. Asta nu înseamnă că ea poate nu e chemată la o slujire. Doar nu la acea slujire. Poate ea e chemată să dea învățătură în alt cadru. Poate ea e chemată la o altă slujire în biserică. Da? Dar nu la slujirea de predicator. Premiza este total fals. Un alt argument și cu acesta voi încheia. Argumentul care este cel mai popular în ziua de astăzi. Și vine și spune, am înțeles tot ceea ce îmi spui, nu accept pentru că pur și simplu nu mi se pare corect, nu mi se pare echitabil ca bărbații să fie singurii care au acest rol. Da? La baza celor mai multe atacuri la această învățătură biblică stă de fapt această obiecție, această convingere înrădăcinată în societatea noastră că a face o distinție de rol între bărbați și femeie, de fapt mai nou a face orice distinție, nu este corect, nu este echitabil, nu este just. Și din nou, avem de a face cu o presupoziție falsă, o premiză greșită, eronată, pe care se construiește această obiecție. Da? Și anume, premiza falsă este aceasta. Pentru a fi egal, trebuie să fii la fel. Da? Asta este premiza falsă. Ca să ai dreptul să faci același lucru, să nu fie nicio distinție de rol. Biblia respinge această premiză din temelie și spune că este fals. Egalitatea noastră ca persoane, nu are nimic de a face cu rolurile noastre. Nu este alterat niciun fel prin faptul că avem roluri și distinții diferite. Biblia ne spune că egalitatea noastră nu are de a face cu rolurile noastre, ci cu faptul că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Toți suntem egali în valoare, în persoanele noastre, înaintea lui Dumnezeu, dar toți avem roluri distincte, dacă Dumnezeu ne-a făcut femei sau bărbați și în cadrele în care ne-a pus. Biblia ne spune lucrul acesta și viața confirmă în general. De exemplu, eu nu pot naște prunci. Și totuși mă consider egal cu orice femeie care este prezentă în această seară, chiar dacă nu pot să fac acest lucru care doar ele pot. Sau, un angajat nu este în funcția lui egal cu șeful său. Și totuși este egal ca și persoană. Da? Peste tot. În armată, de exemplu, sau în poliție. Există unii care dau ordine, alții care le înfăptuiesc. Și totuși toți sunt egali. Toți putem înțelege, în viața de zi cu zi, că avea funcții diferite, roluri diferite, nu ne face inegal ca și persoane. Și totuși ei nu pot înțelege când vin cu această obiecție, pentru că nu vor să înțeleagă, pentru că vor să pervertească cuvântul lui Dumnezeu. Biblia ne învață că rolurile distincte, autoritatea și supunerea sunt tipare lăsate de Dumnezeu. Nu acolo ca să lovească în identitatea noastră, în valoarea noastră, ci sunt acolo să ne dea cadre în care să fim exact ceea ce Dumnezeu vrea ca să fim. În care să experimentăm îndeplinirea noastră. În care să comunicăm adevăruri
despre Dumnezeu, trăind după cuvântul lui Dumnezeu. Totul există, toate tiparele acestea, societatea în care există reguli, în care există autorități, biserica în care există autorități, familia în care părinții sunt autoritatea și copiii trebuie să se supună. Sunt cadre în care putem ca să trăim sub autoritate cum suntem meniți să trăim sub autoritatea lui Dumnezeu. Aceste cadre și această autoritate nu este un blestem. Este o binecuvântare, este locul în care ne putem descoperi valoarea care Dumnezeu ne-a dat-o. În concluzie, să nu ne lăsăm purtați de filosofiile umane, de învățăturile acestea care sunt prezente în societatea noastră, ci să rămânem convinși de autoritatea cuvântului Dumnezeu și să trăim după voia lui Dumnezeu, ca și bărbați și ca și femei, în familie, în biserică, în societate. Și chiar dacă vom fi huliți, chiar dacă vom fi etichetați ca și înapoiați, cuvântul lui Dumnezeu ne garantează că trăind în acest fel, în aceste cadre, vom fi mai împliniți, vom fi mai fericiți, vom fi ascultători de voia Lui și Dumnezeu să ne ajute să facem acest lucru. Amin. Amin.